Salutare oameni buni și bine v-am regăsit! În acest tutorial am să vă arăt cum se setează pagina pentru donații, cât și alerta acesteia. Să dăm drum! Pentru acest tutorial o să folosim tot Stream Elements, linkul este în descriere, am să vă rog să-l deschideți, am să vă rog să vă logați cu contul de YouTube. Așadar, suntem din nou în dashboard, din coloana din stânga o să alegem de la Revenue Tipping Settings, apăsăm click, iar aici pe pagina aceasta avem două taburi. Primul tab este pentru a schimba imaginile de fundal ale acestei pagini. Dacă nu aveți o problemă cu imaginile deja prestabilite de cei de la Stream Elements, o puteți lăsa așa. Iar al doilea tab este pentru a seta contul pentru donații, contul PayPal. Așadar, haideți să mergem la Tipping Settings. La primul tab, Payment Providers, o să punem adresa noastră de e-mail conectată la PayPal. Și apăsăm Connect. După ce ne-a apărut simbolul verde, ne arată că s-a conectat la adresa de e-mail și că este corect. Mai departe mergem la Page Settings. Aici vom alege moneda. O să aleg euro din listă. Pe al doilea rând vom alege care să fie minimul de donație. O să las 1. Donație sugerată. O să las 1. Cât de lung să fie mesajul donației. La Require Viewers to Login poți seta să își scrie numele sau să îl scrie automat cu username-ul lor pe care l-au pe YouTube. Subscribe to Global Chargeback Protection. Sfatul meu ar fi să bifați această căsuță pentru că vă protejează împotriva celor care donează apoi și retrag repede banii înapoi. Tipping Presets este o funcție care sugerează anumite sume celor care vor dona. Eu am setat să le sugereze 2 euro, 5 euro, 10, 15 și respectiv 20. La design edităm titlul paginii. Eu am scris pagina pentru donații, mesajul pentru cei care vor dona. Le-am mulțumit anticipat pentru gest. Bineînțeles, de aici putem schimba din nou imaginile de fundal. Eu le-am lăsat așa pentru că nu mă deranjează. Show Leaderboard este o funcție care o să arate top 10 donatori în pagina de donații și show total amount on leaderboard o să arate și suma celor care au donat. La tip panel setup vom găsi linkul pe care o să-l copiem și o să-l punem în descrierea live-urilor sau în descrierea clipurilor pe care o să le urcăm pe YouTube. Acest link va fi accesat de cei care vor dona, așadar asta este legătura între cei care vor să doneze și pagina ta de donații, o să-ți trebuiască acest link. Iar la Team Moderation vom face câteva setări mesajelor care vor conține cuvinte vulgare și poți alege ce să se întâmple cu alerta aceea. De exemplu, poate să fie dezactivată total, poate să ascundă mesajul dacă conține cuvinte vulgare, poate să înlocuie cuvintele vulgare cu cuvinte fericite. Poate să înlocuie cuvintele vulgare cu emoturi sau poate să înlocuie cuvintele vulgare cu steluțe, să fie cenzurate. Pentru a anota o listă de cuvinte vulgare, poți să bifezi această căsuță, apoi mergi la Filtered Words și poți scrie aici anumite cuvinte pe care consider că le-ar scrie cineva. Eu o să notez câteva exemple, de exemplu prost, apăs Enter, nesimțit, Enter, ele vor apărea aici în partea de jos și puteți adăugați câte vreți voi sau care considerați voi că ar fi cuvinte nepotrivite și nu vreți să vă apară pe stream. Bun, astea fiind spuse, cam atât pentru pagina de setări, avem contul conectat. Acum tot ce rămâne este să setăm alerta. Mergem la overlays din partea din stânga, aici vom avea test YouTube tutorial, mergem la edit. Așadar, layout-ul este același pe care l-am folosit data trecută, iar de la plus adăugăm o nouă alertă. Donația o să aibă alerta ei separată. Apăsăm butonul plus, mergem la alerts și selectăm alert box. Din nou ne-a făcut un cadran albastru, iar din lista din stânga deselectăm celelalte căsuțe. Și mergem la setări.
După cum puteți vedea, cei de la Stream Elements au deja prestabilite alertele, asta pentru a ne fi mai ușor și pentru a trece direct la treabă fără să facem stări suplimentare. Singura setare pe care vă recomand să o faceți este să schimbați în limba română mesajul care va apărea în alerta donației, cât și să bifați căsuța show tip message pentru a apărea mesajul pe live, asta dacă vrei să-ți apară. Așadar, bifezi căsuța, iar la alert message modificăm doar cuvântul tipped cu a donat. Și apăsăm butonul save. După ce am apăsat butonul save, putem să și testăm alerta, să vedem cum apare. Apăsăm din nou butonul emulate, iar acum vom alege tip event. Putem apăsa click direct pe tip event. Sau putem alege o sumă din dreapta sau putem scrie una. Așadar, așa va apărea alerta pentru donație. Așa se vede, hai să mai vedem încă o dată. Jos va apărea mesajul, iar aici va apărea cât a donat, cât și numele lui. Eu o să mut alerta undeva în colț jos, în stânga. Aici cred că este ok, o să apăs butonul save și o să-i fac un test să vedem cum apare în OBS. Apăs butonul emulate, merg la tip event și așa va apărea alerta în OBS. Așadar, după cum puteți vedea, noi avem o singură scenă în care vom adăuga mai multe elemente. Pentru moment avem setată alerta pentru subscribe, alerta pentru donație. Pe viitor o să adăugăm și alte elemente, cum ar fi un mic istoric al celor care au donat, istoricul celor care s-au abonat. Cam atât pentru astăzi. Tot ce mai trebuie să faci este să mergi înapoi la Stream Elements, la dashboard, la tipping settings. Tipping settings din partea dreaptă și la tip panel setup. De aici vei copia linkul acesta apăsând o singură dată click. Ne apare că a fost copiat în clipboard și să-l punem în descrierea live-ului nostru. Așadar, cam asta a fost pentru astăzi. Dacă vrei să fii anunțat când voi urca următorul tutorial pe YouTube, sfatul meu ar fi să apeși butonul subscribe. Dacă te-a ajutat informația primită în acest video, mă poți ajuta cu un like. Iar dacă ai întrebări, le aștept în secțiunea comentarii de mai jos, cât și pe livestream-urile mele. Te salut, să ai o zi bună!